Slăviți să fie Domnul! Hristos a înviat! Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a tărit sănătatea să ajungem în locul acesta binecuvântat, aici unde auzim cuvântul lui Dumnezeu, aici unde putem să mai îndreptăm viața după cuvântul Său. Știm că sunt mulți care nu pot să vină aici, sau nu știu să vin aici și care își risipesc anii și zilele în ispitele și în viclenia celui rău. Avem astăzi, prin harul lui Dumnezeu, un cuvânt pus înainte de Sfânta Biserică, de Sfânta Evanghelie, în care Domnul nostru Iisus Hristos face o minune deosebită, vindecă un om bolnav care nu mai avea aproape nicio speranță sau ceva poate mai ținea acolo, dar de atâția mari de ani, nu știu cine ar mai putea să aibă speranță, de 38 de ani. Și totuși a venit clipa aceea extraordinară în care s-a întâlnit cu ziditorul lui, s-a întâlnit cu Domnul nostru Iisus Hristos și a venit bucuria în viața lui. A venit acea stare pe care o aștepta de atâta timp. E adevărat că, în primul rând, ar trebui să urmărim vindecarea sufletească. În primul rând, ar trebui să urmărim să ne întoarcem de la egoismul cu care ne naștem în sufletul nostru, de la întoarcerea asta spre sine care o avem din părinții noștri, natural, să ne întoarcem prin harul lui Dumnezeu la o stare în care să fim spre ceilalți deschiși, să nu dorim atât binele nostru cât binele celorlalți, sau măcar atât cât ne dorim nouă să dorim și celor de lângă noi. Aceasta poate face numai Dumnezeu în inima noastră. Nu este de la noi. Nu este din firea noastră. Din firea noastră este să facem așa, să adunăm totul spre noi, să fie totul pentru noi. Dar atunci când ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos, cum s-a întâlnit omul acesta, și când Domnul Iisus Hristos ne arată dragostea și bunătatea Lui, atunci se schimbă ceva în inima noastră. Începe o luptă. Începe o luptă între firea aceasta noastră care are această tendință egoistă și dorința asta a Duhului care vine în inima noastră de a se dărui în afară. De cine ascultăm? Aici este alegerea noastră. De Duhul care ne-a fost dăruit de Dumnezeu și care ne învață să iubim, să dăruim, să ne jertfim, sau de firea noastră veche, care din contră vrea să fie doar pentru sine. Domnul Iisus Hristos ne spune după această minune: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. La aceasta suntem chemați de Domnul nostru Iisus Hristos. Și această viață veșnică este o viață veșnică în prezența lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care se dăruie. S-a dăruit de la început și se dăruie în continuare. Și care ne cheamă la această dăruire. Da, putem să fim ispitiți din multe feluri și în multe situații și lumea în care trăim, în lumea în care trăim, parcă nu se mai vede această lucrare a lui Dumnezeu, această dăruire a lui Dumnezeu. Se vede doar parcă răutatea omului și egoismul lui. Dar să știți că fiecare, fie bun, fie rău, se trezește dimineața prin harul lui, prin mila lui. Dumnezeu în orice clip ar putea să adune lumea asta la un loc și să o facă ca și cum era înainte de a nu exista nimic. Nu este greu pentru Dumnezeu. Tot ceea ce ne ține la un loc este cuvântul Lui și bunătatea Lui. La început Dumnezeu a zis să fie tot ce este. Oricând poate să-și retragă cuvântul Său. Oricând. Este libertatea Lui.
Da, ne putem întreba de ce îngăduie Dumnezeu, de ce rabdă Dumnezeu. Pentru mine rabdă și pentru fiecare dintre noi. Rabdă Dumnezeu starea aceasta de lucruri pentru ca să ne trezim, pentru ca să conștientizăm iubirea Lui, pentru ca să lăsăm Duhului cel Sfânt să ne schimbe și pe noi întru chipul Lui. De ce rabdă Dumnezeu? Asta e speranța lui Dumnezeu pentru omenire și pentru fiecare om în parte. Sunt multe necazuri, multe dureri. Este o luptă teribilă de la începutul creației între cel care vrea moartea noastră și Dumnezeu. Nu e o luptă reală, fizică, că nu are cum să existe așa ceva. Dumnezeu în orice clipă poate să-și adune lucrurile și nu rămâne nimeni cu nimic, că toate sunt ale Lui. Este o bătălie pentru sufletul nostru, o bătălie în care noi avem de ales între această fire pământească și tot ceea ce ne cere ea, plăcerile care ne le cere, și îndemnul Duhului Sfânt. Sau îndemnul Duhului care ne învață să iubim, să dăruim, să ne jertfim. Fiecare om alege. Când alegem să ascultăm de firea pământească, devenim răi, egoiști, călcăm în picioare pe ceilalți pentru plăcerile noastre, ba chiar ajungem să dorim să omorâm neapărat pe cineva. Uitați-vă la cei care înconjoară Israelul astăzi. Milioane și milioane de musulmani. Când discuți cu ei, ăsta e țelul lor, să distrugă Israelul. Nu există altceva în viața lor mai important. Să distrugă Israelul, să dispară de acolo Israelul. Am văzut un interviu cu un om care era chiar în Israel, trăia musulman și era undeva în zona templului lor, în templul lor musulman. Și spune, asta era dorința lui ultimă. Momentul în care toți musulmanii se vor ridica și vor nimici Israelul, poporul lui Dumnezeu. Ce și închipuie cel rău? Ce și închipuie cel rău? Că va putea să distrugă vreodată lucrarea lui Dumnezeu. Este lucrarea lui. Spune Biblia că în vremurile din urmă poporul sfânt se va aduna înapoi. Și e o minune pe care ar trebui să o vedem și să ne cutremurăm. După 1900 și ceva de ani, niște oameni împrășteați în toată lumea care ar fi trebuit de mult să fie asimilați și să nu mai existe neamul lor, fac cum pot și să duc în țara lor înapoi. Și nu au ocupat-o. Știți bine, au cumpărat terenuri acolo. Tot pământul acela e cumpărat din banii lor, care i-au adunat și au muncit de-a lungul secolilor. Nu vreau să intru în amănunte, ci doar să vedeți că lupta aceasta are reală, este și reală la modul fizic între poporul lui Dumnezeu și noi, biserica, să știți că nu suntem altceva decât un altoi în acest popor. Spune cuvântul sfânt, să nu vă lăudați că ei au fost tăiați atunci, ați fost altoiți voi. Nu este altă rădăcină decât poporul lui Dumnezeu, ceea ce a promis Dumnezeul lui Avraam. Noi suntem rodul acestui legământ. Pentru că Dumnezeu nu avea în vedere sământul, dar doar un neam, ci tot omul și tot neamul omenesc. Dar acest război există și real, există și spiritual. Spiritual este mult mai acut și mai puternic astăzi, pentru că și mijloacele sunt mult mai deosebite decât în trecut. În trecut foarte puțin avea la dispoziție, adică erau poftele din interiorul nostru, dar nu era posibilitatea aceasta de a învăța învățături străine, de a strica mințile oamenilor prin tot felul de informații pe care după aia poți să-i aduci toate argumentele posibile, că nu-l mai întorci dacă l-ai prins. Pentru că firea aceasta noastră pământească abia așteaptă niște argumente ca să-și poată împlini poftele. Și când le-au agățat și le-au prins, nu le mai dă din mână decât atunci când ești forțat de niște evidențe, cum a fost în această Evanghelie, în care Domnul Iisus Hristos spune, ridică-te. Și o forță mai mare decât orice forță te scoate de acolo. Decât atunci. Dar altfel, noi avem tendința aceasta de a ne găsi argumente pentru plăcerile noastre, pentru înclinațiile noastre rele și să nu ascultăm de Dumnezeu. Este adevărat că și cuvântul lui Dumnezeu astăzi circulă cum n-a circulat niciodată și am avea posibilitatea să ne informăm, să știm, să ne minunăm de lucrarea lui Dumnezeu mai mult ca niciodată.
știm să citim, știm să auzim, am putea să lucrăm pentru slava lui Dumnezeu, dar cât o facem, Dumnezeu știe. Este o bătălie în care suntem prinși că vrem, că nu vrem, din momentul în care ne naștem în această lume și trebuie să alegem. Slăviți să fie Domnul, cred că toți de aici am ales să luptăm pentru Domnul nostru Iisus Hristos, pentru mântuirea noastră. Nu este o luptă ușoară, dar ne spune Domnul nostru Iisus Hristos că atunci când trage cu noi în jug, este ușor. Nu este ceva peste puterile noastre. Sfântul Ioan, acolo Evanghelia, am citit-o astăzi, ne spune că un lucru care ni se pare uimitor, poruncile lui nu sunt grele. Nu sunt grele pentru cine are pe Duhul Sfânt în sufletul lui și în inima lui. Pentru acela nu sunt grele. Pentru cine se străduie din puterile lui să facă voia lui Dumnezeu, nu ai cum. Pentru că din firea ta nu poți să împlinești dragostea lui Dumnezeu. Doar prin Duhul lui. Domnul nostru Iisus Hristos pentru această minune s-a ales cu condamnare la moarte. A știut din momentul în care s-a apropiat de omul acela ce l-așteaptă. Și totuși n-a ezitat. A făcut lucrul acesta bun și apoi ne spune Cuvântul Sfânt că din pricina aceasta iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Oamenii aceia aveau mintea aceasta îngustă, legată de niște rânduieli pe care ei și le-au creat. Nu le-a creat Dumnezeu? Da, Dumnezeu a rânduit sabatul, dar așa cum trebuiau să-L înțeleagă ei, sabatul este o stare sufletească în primul rând, o stare în care te bucuri de Dumnezeu, te odihnești în Dumnezeu și le lași toate celelalte la o parte și faci bine. A face bine este un lucru din Dumnezeu, a te dărui, cum a făcut Domnul nostru Iisus Hristos. Ei nu pricepeau. Atât au văzut că omul acela și-a luat patul și-a făcut nu știu câți pazi, a numărat pași, au văzut că sunt mai mulți decât aveau ei în calculele lor și au spus, gata, omul acesta nu-i de la Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu să fim și noi așa. Să ne ferească Dumnezeu să avem și noi niște șabloane de ăștia în cap, create de noi sau de înaintașii noștri și în momentul în care judecăm un om, să-l judecăm după asemenea șabloane și să păcătuim. Pentru că oamenii aceștia, nu știu cum s-au mai putut întoarce la Dumnezeu. Au ajuns la o stare în care să-L condamne pe Fiul lui Dumnezeu. La moarte. Dacă am fi mai zmeriți, am spune, sau și ei, dacă erau mai zmeriți, bă, nu înțelegem, poate că e ceva ce ne depășește. Hai să întrebăm, hai să discutăm, hai să vedem de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Și cred că Domnul Iisus Hristos i-ar fi lămurit, fără doar și poate, din legea lor, din toată învățătura lor, le-ar fi spus, uite, aici ați greșit. Aici ați pus accentul unde nu trebuia. Când ați început să faceți calculele astea și măsurătorile astea și numerele astea, Dumnezeu nu a avut în vedere lucrul ăsta când v-a spus legea așa. Și s-ar fi lămurit, dar nu a avut nici dorința, nici voința de a face lucrul acesta. Automat au tras concluzia și de atunci încolo au început să-l urmărească până au prins prilejul să fie vândut de Iuda și să-l pună pe cruce pe Domnul nostru Iisus Hristos, dar toate acestea se întâmplau după planul lui Dumnezeu, după hotărârea lui dinainte de veci, în care Domnul Iisus Hristos a vrut să ne arate cât de mult ne iubește, că ne-a creat cu palmele lui, ne-a dat suflare de viață, ne-a purtat, ne-a pus în grădina Edenului și acum a venit la cruce ca să ne poarte păcatele și toată răutatea noastră. Și mai mult decât atât, să ne spun aceste cuvinte extraordinare, că cine crede în mine are viață veșnică. Ne-a dăruit Dumnezeu veșnicia prin Domnul nostru Iisus Hristos. Avem acest dar și să ne ajute Dumnezeu să păstrăm această credință mai presus de fire în sufletele noastre până la sfârșit. Este o credință care nu-i din lumea aceasta. În mod firesc nu poți să crezi așa ceva. Depășește posibilitățile noastre de înțelegere și de concepție. Sunt și alte lucruri care le depășesc, dar așa de ușor oamenii le trec peste ele și nu se gândesc. Vine profesorul de matematică la copii la școală sau de fizică și le spune despre infinit, că șirul numerelor naturale e infinit.
Pricepe cineva așa ceva? El pricepe lucrul ăsta. Cum e infinit? Zic ei fără sfârșit. Unul singur e fără sfârșit. Toate celelalte sunt limitate și finite. Numerele, universul, materia, orice. Unul singur e infinit. Și acela e Dumnezeu. Dar lucrurile acestea legate de viață veșnică, cine le-ar putea pricepe? De aceea avem o credință, să știți, o credință care trebuie să ținem la ea, să o îngrijim, să o cultivăm, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru această credință, ca să o păstrăm până la sfârșit, pentru că ea este adevărată. Cel care ne-a spus cuvintele acestea este Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit și a înviat. Și credem în învierea Lui. Nu doar pentru că este, uitați-vă, cel puțin în sufletul meu, ceea ce a declanșat această credință, este, sunt Sfinții Apostoli. Deci, eu poate v-am mai spus, când eram la școală, mi s-a insuflat de profesorul de istorie, a fost o moarte clinică, și-o revenit, o ieșit din mormânt și de acolo a început istoria creștină. Și așa am fost o vreme. Până când am ajuns într-un context discutând și așa și mi-am cu cei care credeau și citind și din Sfânta Scriptură, am zis, măi, dacă a fost așa, oamenii ăștia care l-au văzut, o trăi cu el, când a fost pus pe cruce, o fugit și s-a ascuns de frică, când au venit și le-au spus că a înviat din morți, n-au crezut. S-au dus și au verificat și n-au crezut că e conviat din morți. Dar toți oamenii aceștia au ajuns să moară pentru credința asta. Mai devreme sau mai târziu. Înseamnă că ei s-au întâlnit cu cineva înviat din morți și a fost real. Ce să mai vorbim de Sfântul Pavel, care era complet împotriva creștinismului și hotărât să nimicească calea aceasta care tulbura fariseismul lor și credința lor și pornește cu atâta râvnă și ajunge la Damasc un om schimbat. Un om care este în stare, pe urmă, să ia bice pe spate, să stea în pușcării, să sufere foamea, să moară cu capul, să-i taie capul, fără să se lepede de credința în Hristos. Pentru că s-a întâlnit cu El pe drum. Oamenii ăștia, dacă ar fi văzut o nălucă, dacă ar fi fost un vis de-a lor, o închipuire, nu cred că dura zeci de ani de zile ca să scape de ea. Și mai ales în fața morții, când ți se pune cuțitul la gât sau săcurea la gât, cum i s-a spus la Sfântul Pavel sau la Sfântul Petru, care i s-a spus că care trebuia să fie pus pe cruce și a zis că nu merită să fie pus cu capul ca Domnul nostru Iisus Hristos, atunci devii foarte lucid. Și îți dai seama că a fost ceva înălucire și nu, oamenii acestea au văzut o realitate care le-a schimbat complet viața. Și nu numai ei, de atunci încoace, credința aceasta vie a schimbat viețile oamenilor. Și a fost în stare să moară în arene, a fost în stare să meargă în pușcării. Pentru că este o realitate, Domnul nostru Iisus Hristos este viu astăzi. Și dacă, prin harul Lui, dacă dorim, putem să intrăm în legătură cu El, putem să-L simțim, putem să trăim împreună cu El și El să trăiască cu noi, în inimile noastre. Dumnezeu să ne ajute să păstrăm această credință în Domnul nostru Iisus Hristos și în înviere până la sfârșit și ea să ne schimbe viața, să ne dea puterea să trăim o viață de iubire față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.